Bine v-am găsit, dragi strigoiași, și bine ați venit la mine pe canal. În această noapte vom vorbi despre povestea unei femei din Mexic care a trăit pe propriei piele coșmarul vieții sale. Împreună cu familia ei a trecut prin ceea ce noi numim lucruri necurate, lucruri imposibile. A văzut și a auzit tot soiul de entități venite din cealaltă lume pentru a-i face viața imposibilă. Necuratul a urmărit-o de la vârsta de 28 de ani și îi este teamă că încă o urmărește. Dacă vreți să aflați această poveste de viață tristă a acestei femei, nu vă rămâne decât să vă așezați comod, să vă luați ceva de mâncat, să vă luați ceva de băut, să stingeți lumina, să dați sonorul mai tare și să vă bucurați de ceea ce o să auziți și să vedeți. Vizionare plăcută! În anul 2004, în Nuevo León, Mexic, o femeie și familia ei au trecut prin chinurile iadului. Brisa Ramirez și fiii săi au locuit într-o casă bântuită. Femeia a divorțat de soțul ei, deoarece o bătea și avea obiceiul să își bea tot salariul. A rămas ea și cei doi fii ai ei, de 4 și respectiv 5 ani, pe nume Dario, băiatul cel mic, și Eddie, băiatul cel mare. Această femeie, văzând că a rămas cu doi copii singură, fiindu-i foarte greu, a ales să locuiască cu surorile ei și cu mama sa. Îi era foarte, foarte greu cu doi copii mici, ea fiind o femeie foarte tânără. După cum bine ați observat în poze, despre ea este vorba. Ea este Brisa Ramirez, femeia care s-a luptat foarte mulți ani cu diavolul, cu paranormalul. Femeia, după acest proces de divorț, a ales să rămână optimistă, iar acest lucru i-a adus casa înapoi. Femeia a fost foarte bucuroasă, gândindu-se că acolo își va găsi liniștea și, în sfârșit, se vor putea bucura atât ea cât și copiii ei de o viață decentă, alături de o mamă care îi iubește, nu de un tată alcoolic care îi bate, îi ceartă și căruia nu îi pasă de existența acestei femei și a copilor lui. La câteva zile după ce a ajuns în casa sufletului său, femeia de bucuroasă a început să cumpere mobilă, să cumpere lucruri prin casă și a început să o mobileze, a început să o aranjeze, neștiind ceea ce avea să urmeze. Brisa, făcând aranjamentele de care avea nevoie prin casă, deodată a simțit că cineva o privește, că cineva parcă ar vrea să-i spună ceva. Totuși, nu a dat prea multă importanță acestui lucru și și-a văzut în continuare de treabă. Dar la o săptămână de la mutarea în casă cu copiii săi, femeia a început să observe lucruri din ce în ce mai paranormale. Era într-o seară liniștită în care copiii Brisei se jucau în sufragerie, iar ea scosese perdelele de la spălat. Le-a scos de la spălat și a venit în sufragerie cu scara lângă fereastră pentru a se urca și a le pune la fereastră. Doar că în timp ce femeia și-a căutat de lucru și a fost foarte concentrată să așeze acele perdele la fereastră, deodată a auzit în spatele ei pașii copiilor săi, venind de către baie în sufragerie. Ea, fiind nervoasă, din cauza faptului că pașii pe care i-a auzit erau niște pași de picior desculți, a țipat la ei și le-a spus să nu mai umble descălțați, pentru că ea le spusese clar că nu este bine să umble desculți. Văzând că nici unul din fiii ei nu răspunde, femeia, un pic speriată, dar în același timp și mirată, s-a întors peste umăr
să vadă de ce băieții nu îi răspund. Dar în momentul în care femeia s-a întors, în spatele ei nu era nimeni. Atunci s-a speriat și și-a dat seama că ceva necurat este la mijloc, că ceva necurat ar putea fi în acea casă. După ce a terminat de pus acele perdele, a mers la baie, pentru că a zărit lumina aprinsă. Nervoasă, văzând că lumina este aprinsă, a stins-o și a coborât jos în sufragerie pentru a-și întreba copiii. Cine a lăsat lumina aprinsă la baie? Iar copiii, nedumeriți, au răspuns că ei nu au de unde să știe, pentru că nici unul dintre ei nu fusese la baie în acea seară. Femeia a povestit că acest lucru a trecut. A fost dat uitării, iar după vreo 2 săptămâni au început a se întâmpla lucruri și mai groaznice în casa unde locuia ea și cei 2 fii ai săi. Copiii, fiind copii micuți, evident că se jucau și își lăsau în jucările împrăștiate cam peste tot prin casă. Nu aveau bunăvoința de a le aduna. Ea, bineînțeles că seara, după ce copiii adormeau, venea în urma lor și strângea acele jucării, le punea într-o ladă, anumită pentru jucării. Legat de aceste jucării s-a întâmplat o nouă povestioară paranormală. Un lucru peste care Brisa nu a putut trece ușor. Ea a povestit că, ca în multele serii în care copiii se jucaseră și lăsaseră jucăriile împrăștiate în sufragerie, fix așa făcuseră și de această dată. Ea, fiind o mamă bună, grijulie, s-a hotărât să adune jucăriile în urma lor și să plece la somn. Dar la 3 dimineața, când a coborât să își ia un pahar de apă, ceea ce a văzut a lăsat-o înghețată. Jucăriile copiilor pe care ea le pusese în cutie înainte de a merge la culcare erau aliniate pe canapeaua din sufragerie. Ca și cum cineva s-ar fi jucat cu ele și ar fi vrut să le aranjeze sau poate să-i facă o farsă? Brisa, văzând aceste lucruri, s-a supărat, dar în același timp s-a și speriat. S-a dus nervoasă către canapea, a luat jucăriile de pe canapea, le-a zvârlit din nou în cutie și și-a spus decât atât. Îmi e frică. Dacă a intrat cineva în casă, ce mă fac? Sunt o femeie tânără cu 2 copii mici. Însă Brisa pusese și posibilitatea fostului soț. S-a gândit că poate a intrat cu vechile chei pentru a-i face rău sau pentru a vedea de copii. Dar gândindu-se mai bine și analizând mai bine situația, și-a dat seama că, mai mult ca sigur, niște hoți ar putea fi la ea în casă. Pe femeie o măcinea gândul că cineva le-ar putea face rău în timpul nopții și ceea ce o măcina și mai tare era faptul că ar fi putut fi ceva paranormal de care nu ar fi scăpat atât de ușor față de un hoț. De atunci femeia a mai repetat acest episod, pentru că aproape seară de seară, după ce ea aduna jucăriile copiilor, ele apăreau aliniate pe canapea. La un moment dat, văzând că lucrurile astea se întâmplă extrem de frecvent, a pus vina cumva pe jucăușina copiilor. S-a gândit că poate fiind niște copii mai năzbâtioși, se gândesc că ai face o farsă. Așa că s-a hotărât să-i întrebe. Dar copiii, din nou uimiți de întrebarea mamei lor și de fața speriată pe care mama lor le-o punea de fiecare dată când punea aceeași întrebare, copilașii au spus: nu, mamă, nu. Noi nu ne trezim noaptea să ne jucăm cu jucăriile. Noi nu facem farse. Nu știm despre ce vorbești. Chiar copiii povesteau că și ei au simțit anumite lucruri. Și că, cu toate că sunt mici, și-au dat seama clar că în acea casă e ceva paranormal. Femeia, văzând că nu găsește un leac pentru toate aceste lucruri, s-a gândit să pună la ușa de la camera copiilor un mic gărduleț cu un clopoțel, pentru că îi se părea extrem de periculos ca
copiii să se trezească noaptea și să meargă singuri în sufragerie, să coboare pe scări la acele vârste. Îi era frică să nu pățească ceva, să nu cadă sau să nu facă alte năzbâtii. S-a gândit că poate copiii, de frică să nu fie certați, nu ar recunoaște că totuși se trezesc în toiul nopții și se joacă cu jucăriile. Așa că a zis și făcut. Femeia a fost, a cumpărat un gărduleț, l-a montat și a putut dormi liniștită. Însă multe nopți la rând, acel clopoțel a sunat. Femeia a venit să vadă ce se întâmplă. Iar în momentul în care femeia ajungea la ușa camerei copiilor săi, nu era nimeni. Copiii dormeau în pat, acoperiți până în gât. Dar clopoțelul suna în continuare, pe semne că în acea casă necuratul își făcuse cuib. Într-o noapte înainte de culcare, femeia a povestit că Dario i-a spus că el nu mai dorește să doarmă în acea cameră niciodată, deoarece de fiecare dată când vrea să doarmă, se aud zgomote ciudate, are impresia că este privit și simte un aer rece. Ba mai mult, mașinuța lui preferată pe telecomandă, de culoare roșie, pornește singură și vine din locul în care el o lasă seara către patul lui, ca și cum cineva ar dori ca băiețelul Dario să se joace cu acea entitate. Băiețelul era foarte speriat și spunea că toate aceste lucruri nu s-au întâmplat o noapte, ci în fiecare noapte. Femeia spunea că băiețelul vede lucruri la geam, că simțea ceva, doar că era frică să-i spună mamei sale din teama de a nu fi crezut. Într-o altă zi, Brisa rămăsese fără gaz, așa că și-a luat cei doi copilași și a plecat la casa unde locuia mama sa. Doar că acolo s-a întâmplat ceva din nou ciudat. Ceva care a dus-o cu gândul că paranormalul, cu toate că ea era sceptică, exista și că o urmărea. Înainte de a ajunge femeia cu mașina cu cei doi copii acolo, vecina mamei sale a mers la mama Brisei să o strige afară pentru a o întreba anumite lucruri. Dar când femeia s-a apropiat de geamul casei, a văzut un copil stând cu spatele către fereastră și cu fața către perete, care plângea și în același timp levita. Femeia, extrem de speriată, nu știu ce să facă. Nu putea să creadă ceea ce vedea. Avea impresia că e un coșmar, avea impresia că nu vede bine. A strigat la geam numele mamei Brisei, dar nimeni nu răspundea. Acel copil plângea din ce în ce mai tare. Dar toată această scenă macabră a fost întreruptă de sosirea Brisei în fața casei cu mașina. Brisa a întrebat-o: ce face? De ce nu intră în casă? Iar ea a spus că mama sa nu-i răspunde. Și mai mult de atât, speriată, i-a spus că vede ceva extrem de urât înăuntru. A poftit-o pe Brisa să se uite pe fereastră, dar în momentul în care Brisa și copiii au aruncat privirea către fereastră, casa era curată. Iar mama Brisei ieșise în prag și întâmpinase ca și cum nimic înăuntru paranormal nu s-ar fi întâmplat. Femeia spusese ce văzuse și plecase, de rușine că femeia, adică Brisa, nu o va crede. Dar Brisa o credea. Brisa știa că acolo e ceva la mijloc. Din acea zi, lucrurile au început să vină zi de zi. Paranormalul se simțea la cote maxime cu fiecare clipă care trecea. Femeia a spus că într-o zi s-a gândit să modernizeze casa, să îi facă o schimbare atât pe exterior cât și pe interior. Cumva să fie mai primitoare, mai caldă, pentru că amintirea trecutului o bântuia. Așa că a vorbit cu vecina sa, care fix în acel moment lucra și ea la casă, și a întrebat-o dacă poate să-i împrumute puțin zidarul ei pentru a-i face o rampă Brisei. A întrebat-o frumos și a rugat-o
să îi lase doar pentru câteva ore pe zi. Dar femeia i-a răspuns parcă indignată Brisei. Femeia i-a spus: nu știu, vecină, nu știu ce să zic. Având în vedere cum e vorbit zilele trecute, nu cred că va veni la tine. Femeia povestea că habar n-avea ceea ce făcuse. Nu-și amintea niciun moment în care ea vorbise cu zidarul față în față. Și a întrebat-o pe vecina sa despre ce vorbește, pentru că ea nu știe. Iar vecina sa i-a spus: i-a vorbit urât, i-a spus lucruri groaznice, ba chiar mai mult, le-ai blestemat să moară. Vecina Brisei povestise că cu două zile înainte de a veni Brisa la ea să o întrebe de zidar, el lucra în fața casei vecinii sale și deodată a auzit zgomotele asemănătoare pe care vecina mamei Brisei le auzise în casa ei. Și a venit să vadă ce este. S-a uitat la geam și zidarul a rămas din nou uimit din cauza faptului că văzuse în casă ceva grotesc. Un copil vânăt la față care plângea cu ochii roșii. El, crezând că este unul din copiii Brisei, a bătut la geam, dar entitatea nu i-a răspuns, evident. El neștiind că este o entitate. Așa că a hotărât să intre pur și simplu în casă, fără a mai ciocăni la ușă. A intrat direct în sufragerie și, ce să vedeți, nu era nimeni decât Eddie, care se juca cu o jucărie. Iar zidarul l-a întrebat: unde este mama ta? Aș vrea să discut două clipe cu ea. Iar el, speriat, parcă nedumerit, a arătat cu degetul că mama sa e fix în fața lui la masă. Într-adevăr, Brisa era la masă. Făcea o listă de cumpărături. Bărbatul n-a apucat să spună nimic, căci ea le-a întrebat cu o voce parcă nelumească ce caută în casa ei, pe un ton foarte ridicat. Iar el i-a spus că își cere scuze și că promite că nu se va mai întâmpla, dar vrea să știe dacă totul e în regulă în acea casă, pentru că a auzit ceva sunete de afară. Iar ea, tot pe un ton ridicat, aproape că țipând la el, i-a spus că da, e totul în regulă și că poate să se care din casă. Omul n-a mai zis nimic și, crezând că este poate nervoasă sau având o ceartă cu băieții înainte, s-a întors să plece. Dar în acel moment, acea voce parcă venită din ea i-a spus: ești o jigodie, ești din casa mea. Mori, vreau să mori. Bărbatul s-a speriat și a plecat. Brisa a spus că ea nu-și mai amintește și că efectiv nu-i vine să creadă. Rămăsese stupefiată la lucrurile pe care vecina sa îi le spusese despre ea și despre acel bărbat. Bineînțeles că nu a mai dorit să facă lucrarea cu acel bărbat și a căutat în altă parte. A făcut la casă ce a făcut și zilele au trecut, săptămânile au trecut. Au trecut lunile în care paranormalul își făcea de cap. Dar într-una dintre zile, paranormalul a depășit cotele maxime. Brisa povestea că băiatul cel mic îi spusese într-o zi că nu-i place ceea ce vede, că îi se pare că mama lui este extrem de schimbată, ca și cum ceva rău ar fi pus stăpânire pe ea. Brisa a spus așa: băiatul cel mic mă privește și îmi spune că în ochii mei se vede răul. Nu înțelege de ce mă comport așa cu ei. Mi-a spus un lucru pe care eu nu-l înțeleg și nu mi-l amintesc. Mi-a spus că eram la bucătărie pentru a pregăti niște sandvișuri și săracul a venit să mă întrebe ceva legat de școală sau de o jucărie, nu mai mi-amintesc exact. Iar eu, pe un ton foarte ridicat, exact ca și în ziua în care am vorbit cu zidarul, am spus să plece, pentru că mă enervează.
Și ce vrea? Să mă lase în pace. Copilul s-a speriat. Iar fratele său i-a venit în ajutor, auzindu-mă că am țipat la el. În momentul în care l-am simțit și pe fratele său, am țipat din nou la ei. V-am spus să nu mai umblați de sculți? Nu vă mai suport. Nu înțelegeam de ce făceam așa. Și am luat cuțitul de bucătărie din suport și m-am dus către tocător pentru a felia roșia. Dar copiii, în momentul în care mi-au văzut cuțitul în mână, au făcut și s-au panicat crezând că-i atac cu cuțitul. Mi-au povestit că am început să tai acea roșie cu foarte mulți nervi și dădeam cu atâta putere în acel tocător încât ei simțeau că parcă aș vrea să le iau viața. Ba mai mult, cel mic mi-a spus că avea coșmaruri în fiecare noapte. Avea coșmaruri cu mine ca și cum aș vrea să-l omor. Avea coșmaruri în care îmi spunea: mamă, te visez că, nu știu, vrei să mă sugrum, că te urci peste mine noaptea în pașă și vrei să-mi iei viața. Iar când deschid ochii, văd două entități parcă din iad. Văd două entități în flăcări, parcă sunt niște oameni de cărbuni, nu știu. Nu mă simt bine, mamă. Toate aceste lucruri mă sfârșesc. Nu vine să cred că pățesc toate lucrurile astea, pentru că nu mi-amintesc nimic. Nu vine să cred că copilașii mei îmi spun toate aceste lucruri. Mi-e atât de teamă să nu le fac vreo rău. E foarte teamă. A doua zi, la fel, am auzit sunete prin casă. Iar noaptea, când m-am pus să mă culc, am simțit o prezență stranie lângă pat, spunea Brisa. Dar femeia spunea că nu a dat importanță. Ceea ce a făcut-o să dispară din acea casă a fost dimineața în care s-a trezit levitând în grădină, în curtea din spate. Era încă întuneric afară, era 5 dimineața. În momentul în care s-a trezit, femeia a căzut jos și nu înțelegea cum te-a ajuns în grădină. Ce caută jos și de ce e toată transpirată? Nu înțelegea cum funcționează lucrurile. Gândurile începuseră să îi se plimbe prin cap amețitor. Parcă o luase razna, spunea. Brisa a spus că a vrut să-și facă un duș ca să se dezmeticească și să gândească mai bine la cum ar fi putut ajunge în acea dimineață în curte. Dar în momentul în care a vrut să-și ia halatul de baie jos, pe umeri văzuse niște urme adânci de zgârieturi, ca și cum un animal sălbatic ar fi sfâșiat-o cu ghearele. Pe ambii umeri și sub sâni, în zona coastelor. Femeia s-a speriat, a început să tremure, să plângă. Și la acel moment a știut mie la mie că în casa sa este diavolul. Așa că s-a dus repede în dormitorul copiilor, i-a trezit din somn și plângând în hohote le-a spus că e momentul să plece. Sărace copii, și de dimineață, și netreziți bine din somn și speriați, au întrebat că unde vor merge, ce s-a întâmplat, de ce plânge mama lor. Și ce este cel mai important, de ce părăsesc casa în care ei s-au născut? Dar săraca Brisa a spus că va explica totul pe drum. Doar că trebuie să plece cât mai rapid. La casa bunicilor. Ceea ce femeia a omis să spună, dar până într-un final a spus, a fost că în momentul în care a vrut să fugă după copii, să iasă din baie, o forță, precum, nu știu, un curent extrem de puternic a deschis ușa și a izbit-o de perete în momentul în care i-a vrut să iasă din baie. S-a lovit destul de tare. Iar asta a făcut-o să se gândească și să ia copiii și să plece. Poate dacă acel lucru nu s-ar fi întâmplat, ea încă ar fi rămas în acea casă bântuită. Femeia s-a mutat la mama sa pentru câteva luni și începuse să lucreze într-o agenție guvernamentală. Fix acolo îl cunoscuse pe ce avea să-i fie viitorul soț. Un om de nădejde, un om care să o iubească, aprecieze și să o protejeze de tot ce era rău. Femeia s-a bucurat de frumoasa lor relație. S-au mutat împreună,
S-au căsătorit la ceva timp și au făcut și un băiețel pe nume Gabriel. Bărbatul era foarte bun și avea grijă cu toată dragostea de copiii ei din prima căsătorie, ca și cum ar fi a lui. Femeia povestea că el nu făcea diferențe și că avea o familie fericită, erau liniștiți, fericiți. Ba chiar mai mult, doriseră să iau un credit pentru a-și cumpăra o casă. Doar că, neavând niște acte, neavând ceva în regulă, banca le-a respins cererea. Și le-a spus că vor mai trebui să aștepte ceva timp. Cam triști, cam dezamăgiți, au spus că nu se poate, că n-au să se ducă. Dar cei de la bancă nu i-au ascultat. Femeia, fiind foarte tristă, deoarece era ferm convinsă că va trebui să se întoarcă la casa bântuită, a spus că preferă să stea în chirie la una din surori oriunde, dar nu în acea casă. Dar el, soțul său, i-a spus că e ok, că nu se va întâmpla nimic, că el o va proteja atât pe ea cât și pe copii și că poate entitatea dispăruse. Așa că cu chiu cu vai, Brisa acceptase din nou să locuiască în acea casă cu soțul său și cu cei trei copii. Ajunși acolo, femeia povestea că simțea teamă. Era îngrijorată pentru ea și pentru copii, dar în același timp se alina spunând că totuși soțul său o încurajase și orice s-ar întâmpla ar proteja-o. Se simțea mult mai protejată în brațele sale, în viața sa. De cum intrase în acea casă, mai cu seamă în dormitor, Brisa povestea că simțea o energie ciudată. Dar în momentul în care a vrut să se concentreze mai mult asupra ceea ce simțea, a venit soțul său și a întrerupt-o, luând-o în brațe și spunându-i să nu se mai gândească că totul va fi bine. Ea a povestit că tot ceea ce se întâmpla paranormal în casă era din vina ei, deoarece la vârsta de 28 de ani, femeia suferise o intervenție chirurgicală destul de gravă. Era pe punctul de a muri din cauza vezicii urinare. Ea spunea că vezica sa era pe punctul de a exploda, așa că au trebuit urgent să o bage într-o operație. După acea operație, care a decurs destul de ok, a trebuit să facă alta, pentru că după acea operație de vezică, ceva se complicase. Așa că au băgat-o din nou în operație, iar din acel moment femeia consideră că ea a fost sursa răului și a paranormalului care astăzi o pântuiau. A povestit că în momentul în care doctorii făceau acea operație, ea era să moară, deoarece inima i s-a oprit pentru câteva secunde. Doctorii au încercat să o resusciteze și să o aducă la viață, doar că ea spunea că în momentul în care inima i se oprise, ea părăsise corpul. Practic, sufletul său, spiritul său, vedea tot ce se întâmplă în urma lui. O vedea pe ea pe masă, în urma lui. Sufletul își vedea trupul pe care îl lăsase jos, pe pământ. Spunea că a văzut cum medicii încercau să o readucă la viață. Auzea și vedea totul. Consideră că din acel moment, ea, cu siguranță, a luat contact cu niște entități dintr-o altă lume, pentru că la câteva secunde după, sufletul a revenit în trup și ea și-a revenit. Adică inima a început să-i bată din nou. Au conectat-o la aparate și cu timpul și-a revenit. Femeia, cu siguranță, crede că în acel moment, sau din acel moment, ea a dezvoltat o sensibilitate extraordinară de mare la lucrurile care nu sunt în acest plan. Și că se putea conecta la ele cu ușurință. Ea povestea că era mult mai liniștită. Și că soțul său era un sprijin cu adevărat pentru ea. Deoarece prin felul său de a fi, o ajuta să treacă mult mai ușor peste aceste lucruri. Avea tendința să nu creadă în așa ceva și să fie mai tare de înger, să o încurajeze și pe ea și, evident, să o și apere în același timp. Asta îi dădea o siguranță, îi dădea un confort. Se simțea protejată, se simțea bine alături de el. Brisa povestea că au trăit toți cinci în acea casă și că era ok, era liniște, armonie, până când
Într-o... După masă, aproape de seară, s-a întâmplat din nou ceva neașteptat. Femeia povestește că într-o după masă erau toți patru în bucătărie. Iar Bebe, Gabriel, dormea sus în camera sa. Ei doi, Brisa și cu soțul său, își ajutau copiii la teme. Și că nu se îngrijorau de soarta copilului, deoarece monitorul copilului era pe masă lângă ei și că puteau auzi tot ceea ce se întâmplă în camera celui mic. Dintr-o dată, ea îl aude pe Dario spunând: "Mamă, se aud desene animate din camera lui Gabriel." Brisa nu se speriase, deoarece a crezut că este un fel de interferență. Și a rămas liniștită, în continuare ajutându-și copilașul la teme. Doar că ceea ce a urmat după a fost terifiant. Soțul său s-a dus să verifice. Pare că tot a fost ok în camera copilului, așa povestea Brisa. Doar că la câteva minute după ce soțul s-a întors din camera lui Gabriel, au început a se auzi niște sunete ciudate în monitor, ca și cum ar grohăi cineva acolo sau ca și cum ar fi un animal sălbatic. Niște sunete, în orice caz, nu din acest plan. Ei s-au speriat și au urcat rapid în camera celui mic pentru a vedea ceea ce se întâmplă. Brisa povestea cu durere în glas și cu spaimă că în momentul în care intraseră pe ușa camerei copilașului, pătuțul său se mișca când la dreapta, când la stânga, ca și cum cineva l-ar împinge cu o forță destul de mare. Femeia, dorind să sară, să-l tragă de acolo, a fost împiedicată de soțul său și a spus: "Nu, mă voi duce eu. Tu ia copiii și ieși." Dar ea nu a dorit. A dorit să vadă ce se întâmplă. Așa că s-a dus către pătuțul copilului și cumva entitatea parcă opunea rezistență. Până la urmă a reușit să-l ia, iar entitatea de ciudă, că femeia a luat copilul în brațe și s-a îndreptat către ușă, a dat cu pătuțul de perete și pe ea a prins-o efectiv de păr. Povestea soțul său cum a văzut clar că ceva invizibil a prins-o de păr, a tras-o și a trântit-o la pământ. S-a temut rapid în secunda respectivă pentru viața copilului, nu știa ce să facă, să o salveze pe ea, să ia copiii și să fugă sau să-și salveze propriul copil. S-a dus repede lângă ea, a luat copilul, ea s-a ridicat cu ultimele puteri, a luat ceilalți doi copii și a fugit pe scări, iar el a spus: "Ia copiii și du-te, vin din urmă." În momentul în care Brisa a fugit pe scări cu copiii cei mari, Gabriel fiind la tatăl său în brațe, povestea cum ceva de nicăieri, din neant, efectiv a împins-o pe scări în jos. Femeia s-a lovit, dar a putut rezista și în acea noapte au lăsat tot acolo și au plecat în fugă, speriați de ceea ce se întâmplase la socrii. După acest episod tragic, femeia se gândea ce să facă cu casa, să o închirieze alte persoane, deși n-ar fi fost drept, știind ce se întâmplă acolo, sau să o vândă. Era disperată, era nedumerită, efectiv nu știa. Însă norocul i-a surâs, pentru că în calea ei a apărut un domn pe nume Roberto, care cerea disperat acea casă pentru a locui, pentru că nu avea unde să stea. Avea niște probleme financiare și nu își permitea o chirie atât de mare. Dar ea, fiind o femeie cu suflet bun și o femeie loială, o femeie dreaptă, i-a povestit ceea ce se întâmplă în acea casă, l-a prevenit. Și nici nu i-a închiriat-o la un preț foarte mare. Bărbatul, fiind sceptic, n-a crezut și a spus: "Eu nu cred în așa ceva. Posibil că o fi ceva, nu zic nu, dar eu nu cred. Până nu văd cu ochii mei, nu cred." Și-a închiriat casa. Și a fost bine, o lună, două. Dar după ceva timp, lucrurile paranormale au început să îi se arate și lui. Bărbatul începea să vadă tot soiul de umbre prin casă, să audă tot felul de zgomote. Ba chiar într-o seară a intrat în dormitor să răspundă la telefon, crezând că e cineva de la lucru, dar era fosta lui soție. Îl sunase să stabilească niște lucruri legate de divorț. Iar în momentul în care bărbatul a răspuns la telefon, cerceaful de pe pat s-a ridicat ca și cum cineva ar fi fost sub el. Bărbatul s-a blocat. Efectiv s-a blocat.
Și când a vrut să pună mâna pe acel cerceaf, să ridice, să vadă dacă e ceva sau îi se pare, cerceaful a căzut înapoi pe pacă și cum n-ar fi fost nimic acolo. Omul s-a speriat și povestea că a simțit niște flăcări în sufletul lui, a simțit parcă un aer rece în același timp și căldură. Nu știa dacă ceea ce văzuse era adevărat sau nu. La câteva minute după, văzuse în pragul camerei un copil vânăt, tot plâns, dar foarte alb la față, ca și cum ar fi fost fantoma unui copil sau, nu știu, efectiv strigoiul unui copil. Bărbatul s-a speriat și i-a spus fostii sale soții că o va suna peste o oră, pentru că trebuie să rezolve ceva. A sunat-o pe Brisa și i-a povestit tot ceea ce auzise și văzuse, iar ea i-a răspuns înapoi: ți-am spus? Ți-am spus că este ceva necurat acolo? Fix în momentul în care el vorbea cu Brisa, acea voce l-a jignit, spunându-i că este un inept și dacă nu va părăsi casa, va muri. Era a treia săptămână în care omul acela stătea în acea casă. Povestea că simțise ceva malefic și că nu își mai dorea să stea acolo. A început să plângă, a început să creadă în paranormal și să se sperie din ce în ce mai tare. A sunat-o pe Brisa și a spus că nu mai vrea să stea. Femeia l-a înțeles și cam atât a fost. Brisa povestea că la câteva luni după tot acest episod, o sunaseră cei de la bancă și îi spuseseră că în sfârșit îi pot acorda acel împrumut, acel credit pentru a-și cumpăra o casă nouă, doar că va trebui să le aducă niște acte din vechea casă care să-i ajute să le poată face credit. Femeia a fost nevoită să se întoarcă după el, așa că de teamă să nu-i se întâmple din nou aceleași lucruri grotești, a apelat la socrii săi și la soțul său și s-au dus după acele acte. Doar că în momentul în care au intrat în casă, femeia a povestit că pe lângă aerul acela rece și senzația aceea strană că ceva necurat e acolo, povestea că a simțit un miros groaznic, o putoare ca și cum cineva ar fi dezgropat ceva mort și îngropat de foarte mult timp în pământ. Era un miros care efectiv o făcea să vomite, un miros pe care nu-l suferea. Stând jos în sufragerie, deodată a zărit o umbră. Dar rapid, acea umbră a trecut ca un fulger. Ea a strigat la soțul său, a strigat pe nume: Arturo, tu ești? Crezând că este el. Dar nimeni nu i-a răspuns, așa că ea povestea că nu știe sigur, dar parcă a simțit o energie ceva straniu care o făcea să meargă după acea umbră. Și a povestit că s-a dus după acea umbră, a mers, până ce a ajuns în grădina din spate, exact unde se trezise în acea dimineață, levitând. Soțul său și părinții lui erau sus în camere, căutând actele, doar că în acel moment și soțului s-au arătat niște lucruri destul de grotești. A văzut acel copil în pragul ușii, exact cum a văzut și chiriașul lor, mașinuța din camera copiilor începuse să se plimbe, lucru care l-a speriat foarte tare, așa că a decis să coboare repede din cameră și să meargă să o ia pe Brisa și să plece odată pentru totdeauna din casa aceea, pentru că actele le găsiseră părinții lui. Doar că în momentul în care a ajuns jos, a strigat-o pe soția sa și, văzând că nu răspunde, s-a dus în bucătărie, fiind deranjat de scârțitul de ușă pe care l-auzea. A intrat în bucătărie, ușa de la debarat se mișca, dar Brisa nu era. A ieșit înspăimântat și în momentul în care a ieșit din bucătărie, a zărit-o pe femeie, levitând, din nou cu capul în jos, în curte. Omul, rămânând mască, n-a știut ce să facă, așa că a strigat la ea, dar femeia nimic. Apoi s-a dus, a pus mâna pe ea, iar ea s-a trezit. S-a trezit și i-a spus că se simte rău și că își dorește rapid să plece de acolo, pentru că nu mai poate. Bărbatul i-a spus că îi respectă decizia și că asta vrea să facă și el. Actele le-a găsit, așa că vor pleca în acel moment. Părinții bărbatului erau în spatele lor, iar femeia n-a putut ieși din acea casă. El a ieșit primul, iar în momentul în care a întins mâna să o poată scoate, ea povestea că a simțit
o căldură imensă, ca și cum ar fi trecut printr-o flacără mare. Femeia spunea că am simțit că mă arde ceva pe față, mi se roșise fața, așa îmi spusese soțul Arturo și, nu știu, am simțit în acel moment când am simțit acea căldură în față, ca și cum cineva m-ar fi dat o spadă în spate, ca și cum, nu știu, cineva m-ar fi tăiat pe spate. Mi-a venit să vomit, dar până la urmă am reușit, am scăpat, am plecat. Doar că în momentul în care am ajuns acasă, pe spate aveam 3 tăieturi adânci de câțiva milimetri buni. Atunci mi-am dat seama că diavolul mă urmărește și că trebuie să fac ceva ca să scap, altfel atât eu cât și copiii mei vor fi în pericol sau, și mai rău, ne-am putea pierde viața. Mama soțului său, Arturo, și-a dat seama că ceva necurat urmărește pe femeie, așa că împreună cu fiica sa, adică cu sora lui Arturo, i-au sugerat Brisei să meargă la o femeie destul de cunoscută în acel loc, care ar fi putut o ajuta pe Brisa, deoarece ea era o tămăduitoare puternică. Era o femeie care alunga răul din oameni și îi proteja în același timp. Așa că zis și făcut. Brisa n-a mai stat pe gânduri și a plecat către acea femeie pentru a cere ajutorul, fiind extrem de disperată. Brisa spunea că, cu toate că nu credea în vrăjitoare și tămăduitoare și toate lucrurile acestea, ar fi fost dispusă să facă orice doar ca să scape de rău. Așa că, intrând la acea femeie, femeia, de cum a văzut-o, i-a spus Brisei că ceva neregulă este cu ea. Se vede în ochii ei că ceva e înăuntrul său. Brisa s-a speriat și a ascultat-o mai departe. Povestea Brisa că i-a dat cu ceva soluție, ca un fel de ulei, la tâmple și i-a spus următoarele lucruri, punându-i mâinile pe tâmple și închizând ochii, deschizându-i, uitându-se la ea. I-a spus în felul următor. Sub casa ta sunt îngropați un băiețel și 2 bărbați foarte răi. În acel moment, Brisa a spus și ne-a povestit că fața ei se schimbase ca și cum ar fi văzut în spatele ei acei bărbați sau ceva grotesc. Femeia a început să plângă și a implorat-o să o ajute. A implorat-o să facă ceva acea femeie ca să o scape de toate aceste entități care nu-i dau pace. Femeia a spus că o va ajuta și a mai spus că acele entități, acele spirite, au însoțit-o și s-au legat de ea în momentul în care ea a părăsit casa, definitiv. Din nou spunând că a văzut ceva în ea foarte întunecat. Brisa spunea că în momentul acela înțelesese că entitățile pe care ea le văzuse în casă erau persoanele despre care tămăduitoarea vorbea. Și acele entități o urmăreau și îi doreau răul. Doar gândul că acel suflet de copil nevinovat era cu ele o marca, deoarece și ea era mamă și știa cum este. Brisa a plecat de la această femeie cu o pungă plină de esențe pentru a face niște ritualuri de curățare, de a scăpa de aceste energii negative și o icoană cu o rugăciune pe spate. Acea rugăciune, femeia tămăduitoare i-a spus să o rostească în timp ce se îmbăia cu acele esențe, pentru că făcea parte din ritual. Și i-a mai spus că este obligatoriu ca în momentul în care ea va face acel ritual de curățare a acelor energii negative, să aibă pe cineva cu ea sau 2 persoane. Așa că femeia a plecat, i-a mulțumit și a ajuns acasă, la socrii săi. Nesimțindu-se bine și din ce în ce mai rău, parcă nu putea să respire, parcă simțea că acel lucru, acea entitate trăiește în ea, a hotărât să facă acea baie. Și a luat soțul, mama soțului și i-a rugat să o ajute. În timp ce femeia o spăla, împreună cu soțul său, Brisa ținea în mână icoana și citea rugăciunea, pentru că ritualul începuse.
Dar în momentul în care femeia a început să rostească rugăciunea pe gură, vocea sa începuse să se schimbe ca și tonalitate. Vocea sa nu mai era vocea sa, ca și cum ar fi fost posedată de un demon. Ca și cum acel demon căuta să iasă din ea. Voi, spirite malefice și demoni, în numele Domnului nostru atotputernic, n-am mai apucat să termin acea rugăciune, deoarece a picat la pământ. A picat la pământ și a început să scoată niște sunete ciudate, să se miște foarte ciudat. Povestea că ea nu și mai aduce aminte, dar povestea din ceea ce îi spusese soacra și soțul său, se contorsiona, făcea spume la gură, parcă vorbea alte limbi, exact ca o persoană posedată. Iar ceea ce făcuse soțul și cu soacra sa a fost o exorcizare a femeii, doar că fără preot. Doar ei doi citind și terminând acea rugăciune pe care au început să o citească de mai multe ori. Femeia deodată a început să tușească și să tușească, ca și cum, nu știu, i-ar fi venit să vomite, iar în momentul acela a simțit că ceva din stomac îi urcă pe esofag în sus până în gură. Povestea că din gura ei a ieșit ceva foarte lung. Nu știa ce este, nu văzuse până atunci așa ceva. Povestea că era un fir de păr, cam de această lungime, foarte gros, împletit. Deci vă dați seama să scoată acel fir din stomacul ei pe gură afară. N-a putut. Povestea că era atât de tare încât n-a putut să-l tragă singură. A avut nevoie de soțul său pentru a o ajuta. După ce a scos acest fir, femeia a vomitat și a dormit, a leșinat. Soțul său, speriat, povestea Brisa, a vrut să sune la ambulanță, dar mama sa i-a spus că cel mai bine ar fi să o lase în pace pentru că ea doarme și se va trezi, iar lucrurile vor reveni la normal. Zis și făcut. Au lăsat-o câteva secunde pe podea, dar după câteva secunde a început să se dezlănțuie din nou. A început să facă acele mișcări nenormale și a început să vorbească din nou în limbi, în graiuri. Brisa povestea că se zbătea și că s-a zbătut și s-a contorsionat mult timp până când acel demon i-a părăsit trupul. Povestea că aceea a fost cea mai grea clipă a vieții sale. Povestea că a crezut femeia că va muri. A crezut că nu-și va mai vedea copiii. Atunci a dat seama ce rău invadase casa, trupul și familia. Ba chiar mai mult, ea a povestit că apa sfințită pe care a aruncat-o la sfârșitul ritualului l-a făcut pe acel demon să o părăsească definitiv și să meargă în iad înapoi. În finalul poveștii, femeia a spus că se mutaseră din casă definitiv și că nu mai interesase. Cumpăraseră o casă nouă și au stat liniștiți, doar că teama încă a rămas. Încă se mai gândea la acel băiat care era închis în acea casă cu acele două entități rele. Și era ferm convinsă că din acea casă entitățile acelea nu vor pleca curând sau poate niciodată. Brisa a mai spus că după tot ceea ce se întâmplase și după tot ce a trecut cu bine sau cu rău, parcă nu mai vede viața cu atât de multă bucurie. Pentru că acum e convinsă și știe că există un risc ca acel demon să se întoarcă, ca cineva să o manipuleze, să o facă să facă rău celor din jurul său. Spunea că frica s-a rămas. Spunea că nesiguranța există și cu toate că părăsise casa și se scăpase de acel demon, demonul ar putea să o posede din nou. Și nu este frică neapărat de viața ei, cât este frică de a nu-i răni pe ceilalți. Femeia povestea că demonul ar putea o face să își omoare familia. Femeia a spus că cea mai mare teamă a ei este de a nu le face rău copiilor și soțului ei. Că nu ar ști de ce ar putea fi în stare dacă acel demon i-ar poseda din nou trupul. Aceasta este povestea Brisei din Mexic, o femeie care s-a luptat ani de zile cu această entitate și care în sfârșit a avut curajul să recunoască că viața sa a fost un calvar.
O femeie sceptică care n-a crezut o secundă în lucrurile de genul. Dar o femeie care a înțeles că cu lucrurile de genul nu te poți juca. Și că de orice te poți apăra, mai puțin de diavol. Pentru că în momentul în care ești bolnav sau ai pe cineva bolnav, te duci la doctor. Dacă ai o problemă legală sau alte lucruri, o rezolvi la un avocat sau orice are rezolvare. Dar în momentul în care această frumoasă și curajoasă femeie s-a confruntat cu paranormalul, cu demonii, n-a știut ce să facă. N-a știut cum să combată toate aceste lucruri, n-a știut cum să o ducă la bun sfârșit, n-a știut ce să facă într-o astfel de situație. Asta este cea mai mare teamă ei și, pe o parte, este teamă să nu se întâmple din nou același lucru și de această dată să nu mai poată să facă față. Dragi strigoiași, dacă vi-a plăcut această poveste, dacă vi-a plăcut felul în care eu am narat-o pentru voi, nu uitați să îmi scrieți în comentarii părerea voastră, să-mi dați un like, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și, de ce nu, să-mi lăsați și sugestii de ce ați vrea să mai vedeți, să mai auziți la mine pe canal. Nu uitați să apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificări de fiecare dată când eu postez. Vreau să vă spun că această poveste este un caz real. Această femeie și-a povestit această istorie neplăcută într-un fel de documentar pe care mulți din acea zonă l-au văzut. Și sunt sigură că și voi, unii dintre voi, mai ales cei care urmăriți Netflix-ul. Eu am văzut această poveste pe Netflix, în acel documentar care mi-a făcut pielea de găină și am hotărât să împărtășesc și cu voi. Dar nu mi-a fost de ajuns. Am vrut să caut mai multe despre acest caz și am căutat pe net și am găsit. Am găsit și am văzut că lucrurile au fost poate mult mai grave decât a povestit ea. Și că cei care au mers să locuiască în acea casă după ce Brisa a plecat, au pățit lucruri mult mai grave. Deci cazul este unul real. Depinde de cum priviți voi aceste lucruri și de cât de sceptici sau mai puțin sceptici sunteți. Atât pentru această seară. Ca de fiecare dată vă spun, aveți grijă pe unde umblați, cu cine umblați și ce faceți, strigoiașilor. Noapte bună!